Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Am revenit și eu în șatră, suntem cu Sica aici, cu patroana. Bună, prieteni. Să ne dea și nouă patroana un interviu. Patroana, ce ai făcut, patroana, zilele astea? Am făcut murători, am făcut bulion, uite, nu pot să-l pun în sticle cât am. Cum? Mult. Am făcut bulion, am făcut murători, mama, să nu mai face roi. Păi mult de tot. V-am făcut pentru voi, pentru mine, mănânc eu. Cât mănânc eu? Voi să cumpărați și voi vin acum. Pe cât bulion ai? Am făcut, uite, să-l umplem în sticle, am făcut vreo 3 lăzi. 3 lăzi? Da, de roșii. Păi și mari. Patronel? De ale mari. Să pună în ciorbă mama ta la copii, că copiii mănâncă mâncare. Și nu trebuie să pună bulion în ele, ai luat-o și tu ca Leonardo. Ca spune Leonardo, eu nu mănânc bulion, când ne-a spus tatăl, bă, Leonardo, nu mănânc bulion. Zice, eu nu mănânc bulion. Doamne. Ce să facem, băi, Aline, nu mai pot niceva. Fugim femeile de ordința, că a văzut că e muncă multă, i-am dat 700.000 și a văzut că e muncă multă, a fugit și de ordința. Serios? Da. Și acum cu cine ești? Uite, cu nimă, cu Dumnezeu. Am pus jumate din el, mai e jumate să bag în sticle. Hai mă, patron, ai rămas singurică. Aștept pe tate să mă ajută să bag în sticle. Păi tate nu știe să facă bulion. Hai? Nu știe să facă bulion tate. Păi nu să facă, să bagă în sticle și ea, dar nu poate de unghii, poate. Are unghiile mari. Păi nu, că-și rupe unghiile. Are unghiile mari. Le rupe în bulion. Dar așa e ai venit, ajută de ajutat. A venit aseară, am făcut cura la tată tău acolo, că nu puteam. A venit și Lucia, a dus omul cu diuveta. Le-am făcut diuveta, am apă acum, că coboram scările, despăleam vasele în bucătăria mare. Nu mai poți genunchi atâta, mă durea picioarele. Și acum a dus Lucia, dea Dumnezeu sănătate omul și am făcut diuveta acolo. Spală... La ce cumpere vin propun și nu mai ești găsând sucuri la grăbă? Unde să că-i vinul ăla, la Craiova, da. Și cum suntem noi bonlav, nu putem să bem noi vinul ăla. Să luăm un vin tradițional de casă, când e de sărbători. Da, bei un pahar, două, patroana. Ba, Aline, mergi cu mine la prietenii mei acolo, dacă găsim, că poate găsim și ananas acolo. Hai? Da, o să mergem. Da. Nu luăm mult. 50 de tile luăm. O damijană, două. Ce, să avem de sărbători, să că cine-l bea la noi, nu-l mai bea nimic, suntem bolnavi. E sărbători de Crăciun, de Revelion, când tăiem porcii să avem. A, vezi? Dar da. Nu, dacă e scump acum, e și scump. Ție, vinul? Da. O, cred că e 100.000 tila. Da, da, da. Dacă ai struguri, 30.000. 30.000, da. E 100.000, 50 de litri. 5 milioane. Damijane. Nu e mult 5 milioane, dar numai să găsim. Nu e, 10 milioane, 2 damijani. Da. Dar să văd... Unde-i buletinul tău? E în casă. Păi du-te el. Mă duc să-l iau. Trebuie aici să-ți fac ăsta la curent. Ce mai faci, Sică? Ce să fac, Aline? Plec din seara pe acasă, pe aici, pe la noi. Ai noștri din comunitate ocupați cu botezele, cu nunțile. Frumos, nu? Ce ai fost tu la vreun nunte, la vreun botez? Nu am fost, Aline. La nunta asta, lăudată, care a fost sâmbătă, duminică, acum n-am mers. Că... Da. Nu e bună dispoziție, Aline, că nu e bună dispoziție și alea nu-s mai arde de nimic. Eu, în primul rând, prietenii știu că am și problemele de sănătate care nu mai îmi dă voie, de exemplu, să folosesc alcool. Dacă te duci la o nuntă, la un botez, toți ai noștri cum sunt, te roagă să... Da, îți dai seama. Ce? Păi nu scapi. A, lasă că nu-i nimic. Și până la urmă trebuie să faci ca ei. Înțelegi? Și eu am tratamentul, nu am terminat tratamentul. Da, măi, prieteni, și eu am revenit în șatul la Strehaia, am fost și eu puțin plecat. M-am mai relaxat, am mai respirat aer, pentru că deja devenise tensiunea prea mare în șatră și nu mai puteam. Nu mai puteam să respir. Păi și pe mine mă întrebau mult, unde e Alin, cum e ăla, nu mai filmează? Păi n-am mai filmat, Sica, că
M-am săturat, e oboseală și asta. Am luat și o pauză. Le-am zis și eu. Câteva zile. Alim cu Mihaela, poate vor și câteva zile de relaxare, o pauză. Dar vă promit eu că o să vină cât de curând. Mihaela avea o distracție, s-o duc Alim la... Ajunge și lor. La piscine, acolo, la piscine, a fost peste tot. Tot da. Distracție avea. Distracțiune? Hai. Stai așa, stai. Tot distracții. Distracții, patrona? Da, uite, să facă bulionul, să ducă să-l umpli. Boleonul? Da. Băi, patrona, crezi că face Mihaela asta? Pe cine îl face, mam? Eu nu cred. Uite, cât de bani avea de mulți le cheltui, să aibă Leo, le cheltuim noi, dar minte el. Eu am cheltuit, nu mai am 5 bani, gata. Am dat datorie, am dat acolo, am dat acolo. Nu mai ai bănuți? Nu mai am bănuți, am dat datorie și la Vivian, am dat asta 2 milioane. Da. E bine că are lumea încredere în tine, patroană, că te știe și te cunoaște. Păi, mai îmi dă, mai îmi dă. Da. Femeile care mă cunoaște. Și eu când dau banii la lună, le dau bani. Ce să facem? Trebuie luna viitoare să-mi iau și eu cizme, să iau și eu îmbrăcătură, haină frumoasă de pele, îmbrănită pe dinuntru, să mă duc cu tatea acolo. Haină de blană trebuie să ții. Da, să mă duc cu tatea acolo unde am comandat anul trecut și în anul ăla. La toamna aia. Da. Patroane, și vinuți n-ai luat? Vin n-am luat să aveți. Murături avem. Avem murături? De unde? Bulion avem, dacă am făcut mai altă dată să pun într-un biton. Păi ce murături ai făcut? Crastaveți, cornucoapri. Cornucoapri? Ardei, uite. Mai punem amestecătură într-un biton. Păi de unde îi luau, patroane, murături? Atât să mai punem amătă și amestecătură de aia, tocată. Că mi-am rupt tricoul. Unde l-ai rupt? M-am agățat cu mine. Gata. Ce fac acum? Ce să facem, Marine? Cât să mâncăm? Uite, mai plecăm, mai facem. Să găsești cu tot în magazine bani, să ai, că cumperi din magazine tot. Păi și varză luași? Până nu o varză, mai târziu varză nu. Mai târziu. Da. Varzucă. Bine că l-am pădat grijă asta cu bulionul și cu murături. Mi-era grijă. Știi ce trebuie să luăm? Usturoi și ceapă, șiruri, așa. Când te-ai duce încolo, da. Să iai șiruri de aia frumoasă, să pui în beci. Spargi o ceapă, cum spuneam, de mult și bea un par de vin și sănătate curată. Ce să facem? Dacă se schimbă vremea ne-a prins, nu suntem toți ordonați, făcuți. N-am terminat toate lucrurile. Validare video, patron, stai că trebuie să hai. Te validăm. Ce înseamnă? Stai că trebuie să te scanezi. Ca să mă filmez? Să te scanezi, stai așa. Uite-te la cameră. De la cameră mă uit, unde uite mă uit? În jos. La cu filmările. Stai. M-ai filmat cu lumina, cum dată mi-a cu mâna rupt atunci, da. Să-ți minți. Dar n-am mai văzut-o pe lumina, nu mai vine pe la mine. Întoarce capul spre deapta, uite-te la mine. Stai. Așa, la mine. La mine, uite-te, așa. Doamne, Aline. Identificare video, patroană. Ce înseamnă asta? Se identifice. Doamne, ferești. Toate modele mi-a dus aminte la pușcărie, unde ne poza, unde ne făcea, ne puștea la zid.
Doamne, perește, bă, că ții minte când am căzut și m-ai luat de jos. Nu uit. Eu am sărit prima dată. Toată viața mea nu mă uit când care am berit picioarele. Am sărit de te-am luat prima dată. Prea bumă bagașă ne pusaseră ăștia. Ce vorbe? Genții alea care mi-au rupt mâinile, mi-au rupt mâinile. Dar puseră salamuri, moșuri, bă, Doamne, perește. Eu zic când m-am dus eu cu Leo la București, și ne-a vrut ăla să-și bată joc de noi, ne-a urcat la etajul 3, am coborât jos. Iar ne-a urcat, iar ne-a coborât jos să-și bată joc de noi. Doamne. Și am urcat cu gențile alea de mi-a rupt mâinile în două. Înțelegi că n-am lăsat să mai ia Leo. Așa nu mai adă minte, nu mai adă minte că vine Leo. Leo a luat geantă. Na, vine, na. Bani nu mai părut cu drău. Da. Și eu am intrat fără haine, fără nimic. Ia, ia-l bine, tu este, bă, ce mai face Albina? Bine, i-a luat bunica lui David, i-a luat pentru David și el a văzut că sunt de fete. Cele, și da. Blugii ăștia de pe mine. Uite, sunt de fete. Uite, frumos, mamă, pe bune. Tare. Sunt de fete și mișto. I-a luat lui David, bunica lui David, i-a luat lui David și el a văzut că sunt de fete și David mi-a dat mie. Dar chiar sunt frumos, rău. Da, sunt faci și sunt și largi. Bă, nu ți-am zis că nu mai mi-a mie ție și ție. Da. Așa că deocamdată la noi cam plictisială. Dar ce să facem? Avem acum sâmbătă duminică, altă nuntă puternică. Să vedem cum face patroana. Să fim prezenți acolo. Trebuie să ne luăm și nouă oaie, sigur. Lasă oaie, mergi la nuntă. Lasă nuntă, se pară de nuntă. Să mergem cu toată familia. Păi când doarele e sâmbătă acum? Ce azi? E joi? Păi sâmbătă. E sâmbătă, păi mâine. La modă e duminică. La el. Da, la eu mergem aici, la Suliman. La aici? Păi da. Și la modă nu? Nu duminică. Mai mergem la modă. Da, vedem. Mersi că la nuntă. Păi nu știu, Alina, dacă o vedem. Ce tot zice tată, la 100 de bani, mulți el tot zice. Mă, patron, noi avem cum să mergem fără 100 de milioane, 200. Mă, ești tu nebuntul ca tată tău. Păi noi și Miloși de aia să stăm într-un colț acolo să mâncăm, pe ascuns, să plecăm acasă. Dai 5 milioane la Ciorbea și gata, unde el la care Ciorbea? Vine Sandu Ciorbea, trebuie să-i dai 1000 de euro tu, numai tu. Aia, noi dacă cântă aia cu galbenii. Ești tu patroana de la Strenia, te duci ca așa. Lasă, mai dau un galben. Când te duci la o nuntă, patroana de la Strenia trebuie să se simtă că a venit patroana. Îi dau un galben. Nu așa. Un galben, da. Cu un galben de 50 de milioane. Ai. Ce mai zici? Nu zică. Dar așa trebuia să scoate modă, ca să dă țiganii să nu mai dă bani. Galben trebuia. Galben? Oh, să zicem patroana de la străia să plătește la lăutat țiganii care vrea diligație galben. Nu zăi să facă unul să dea măcar să înceapă de la 5 galben mari. 5 ori, 5, 2, 5, 2, 3, 5, 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 dedicație la lăutar, galben mari direct pe tine. Să-ți le fac să-l cadă jos din picioare. Cred că unul mai stă. Da. Dar dă tură 80 de milioane, 2 galbeni. 100 de milioane, 2 galbeni. 100 de milioane, 2 galbeni. Da. S-a făcut 55 galbeni în patroană. Da. S-a scumpit, auzi, și euro și tot. 3 milioane, băi, era galben. Atunci a trebuia să adunăm. Cred că nu ea. Am adunat-o, le-a zândit Leo, le-a răspindit. L-a răspindit, ce să faci? Nu luam haine pe mine și adunam galbeni. Nu luam mâncăruri, nu făceam ca acum. Mâncam odată în zi și gata și adunam galbeni. Îmi era drag sâcă să le joc pe masă galbeni. Mânele mele, uite, sunt strâmbe. Îmi zicea țiganii că sunt mâinile strâmbe după galbeni să le joc pe masă. Mi-a luat bunicul meu, udântă mă. Da. Asta este. Nu mi-e frig aici. Sătură la umbră. Cum poate oameni ți-e frig cu franelul ăla? Păi dar sătură la umbră. Da, lasă că e bine. Zilele alea ce frig a fost, eu am crezut că nu mai vine căldura. Uite, e bine acum. Trebuia să ne ducem. Da, Aline, dar a anunțat pe la sfârșitul septembrie o să fie temperaturi foarte scăzute. Îți dai seama.
Și să-ți mai spun ceva, mai sunt câteva zile și intră Dunărea în România, în forță. Deja am înțeles și că vin inundații mari. Ce a făcut în Ungaria, da, în auzi, Germania. Vine Dunărea aici la baraj. O să vină la noi, ce facem? Vai de cap. Da, da. Avem noroc, avem două bărăși, porțele de ferul 1 și 2, care mai țin ceva, ceva. Ce facem, patron, în cazul ăsta? Și-o vrea Dumnezeu, Maică și Maica Domnului. Așa e. S-a răit lumea, mamă. Prieteni, încheiem aici, revenim mai târziu cu informații șocante. Acum am fost mai pe relax, doar ce m-am trezit. Vă pup și vă doresc o zi minunată tuturor. O zi frumoasă, tuturor.